foarte fundamentale, se face referire la acest indice și se face o transformare de la kilograme la metri cubi și se dovedește din 2019 până astăzi. În 2019 erau fundamentate 20.000 de metri cubi an, acum cu acest indice de generare se duce la 41.000 de metri cubi pe an, ceea ce știm cu toții, populația Făgărașului nu a crescut, dar cum se observă din modul de fundamentare, trebuie să acoperite toate cheltuielile care sunt în Ovania Sarco. Acum, din punct de vedere tehnic, o să îi dau cuvântul doamnei Presida Țâmboiu să vă explice ceea ce am lucrat noi pe partea de fundamentare și efectiv toate regulile tehnice. Voi face o scurtă introducere privind modul de calcul al taxei de salubritate. Taxa de salubritate se calculează în baza ordinului 109, care nu a suferit modificări. Fiecare cheltuială din această taxă de salubritate trebuie detaliată pe tipuri de costuri. Din fișa de fundamentare pusă la dispoziție de Salco pentru analiza în Consiliul Local la nivel de 2021, nu a reieșit acest lucru. S-au făcut solicitări de către consilieri pentru a li se pune la dispoziție o serie de documente, dar până la acest moment aceste documente nu au fost prezentate. Drept urmare, noi am plecat cu calculul de la fișele de fundamentare prezentate în anii anteriori, ultima mai completă fiind la nivelul anului 2019, coroborate cu cheltuielile pe care le-au menționat cei de la Salco în fișa de fundamentare pentru taxa de salubritate. Dacă în 2019 numărul de persoane era de 44 care deservea acest serviciu, în 2021 nu se face referire absolut deloc la numărul de persoane care deservesc acest serviciu. Știind că suprafața orașului nu a crescut, numărul de locuitori nu a crescut, am mers prin analogie, am luat în calcul același număr de persoane care lucrează efectiv, persoane direct implicate, personalul TESA din parcul auto, cu o creștere a salariilor de 10%, lucru care a diminuat foarte mult cheltuiala cu munca vie. La calculul depozitării cu noiul menajer, care se depozitează în tone la Fineco, s-a luat în calcul efectiv cantitatea care se transportă și pentru care se plătește taxa de economie circulantă, da, și taxa de depunere în depozit, fapt care a dus la reducerea întregii sume la 10 lei și 19 bani. În fișa inițială depusă de Salco au luat în calcul o cotă de dezvoltare și aici aș vrea să fac o precizare. Acea cotă de dezvoltare se aprobă cu 30 de zile înainte de depunerea fișei de fundamentare. Fizic nu s-a procedat așa. În momentul în care s-a venit în ianuarie cu fișa de fundamentare, avea inclusă deja cota de dezvoltare care fusese aprobată în aceeași ședință. Acest lucru denotă că Salco nu are un mod foarte transparent de desfășurare a activității. Simplu fapt că cu o dublare a numărului de salariați, cu creșterea cifrei de afaceri, s-a ajuns la a avea pierdere în 2019, arată modul în care este gestionată societatea. În momentul în care au fost analizate toate fișele de fundamentare, pentru că vreau să precizez că nu s-a analizat numai fișa de fundamentare de la deșeu, s-a constatat încă o inadvertență, ca să-i spunem așa, suprafața de măturat, curățat zăpada orașului este undeva la 40 de kilometri. Numărul de persoane este același, respectiv în jur de 30 de persoane. Și am constatat, poate cei de la Salco ne pot explica cum au ajuns ei la calculele respective, că costul acestui serviciu prestat către primăria Făgăraș se ridică la 237.000 aproximativ pe an. Ori făcând un calcul simplu, 30 de persoane ori 3.000 de lei înseamnă 90.000 de lei cheltuială pe lună, înmulțim cu 12 luni, ajungem la 1.000.000 și ceva de lei costuri efective al acestui serviciu prestat către primărie. Acum întrebarea care se pune este următoarea. Cheltuiala se regăsește indirect în taxa pe care urmează să o încaseze de la populație sau se suportă de unde?
aș vrea un răspuns pe care poate cei de la SALCO ni l-ar putea da. De asemenea, este interesant de urmărit, s-a solicitat prezentarea situației numărului de persoane și a sumelor colectate pentru taxa de salubritate la nivelul anului 2020. Nu numai numărul de persoane și valorile rezultate din colectarea acestei taxe, ci efectiv vărsămintele făcute de primărie către SALCO. Pentru că este normal ca odată ce această taxă se colectează în primărie pentru SALCO, periodic aceste sume să se verse în contul lor. Legislația spune că lunar se face acest lucru. Cred că este important să se cunoască situația exactă, pentru că nu trebuie să spunem că SALCO a ajuns în situația în care a ajuns mai datorită managementului defectuos. Acest lucru s-a produs de-a lungul timpului, simplu fapt că au avut 5 directori în 5 ani. Spune foarte multe, nu? 5 directori, dar Consiliul de Administrație a rămas același. Ori Consiliul de Administrație este spor superior directoratului, care constată că societatea are sau nu are randament. În această situație, Consiliul de Administrație ce a făcut în acești 5 ani? A acceptat acest modul de gestionare, da? Vă rog. Doriți să completați ceva? Bun ziua, vă spun și eu. Legat de acest subiect, așa cum spunea și doamna Țâmboiu, am stat și am analizat managementul acestei companii în ultimii ani și considerăm că făgărășenii trebuie să primească niște răspunsuri. Cine a gestionat managementul acestei companii? Cum explică Consiliul de Administrație faptul că în 5 ani au fost numiți 5 directori acolo? Profitul companiei, cum spuneau, și rezultă din datele financiar contabile, a scăzut și este chiar pe minus. Și mai mult decât atât, aș reitera lipsa de transparență cu care consilierii locali sunt puși în fața faptului împlinit fără a li se pune la dispoziție documentele necesare, fie în calitate de consilier local, fie în calitate de membru AGA. Aceste lucruri cred că trebuiesc rezolvate și compania SALCO trebuie să respecte legislația. Și compania SALCO și primăria, dacă vreți. Pe acest subiect, cam atât.